Structurile teritoriale din cadrul MEAI, angrenate în organizarea și desfășurarea referendumului din 6 și 7 octombrie, au luat toate măsurile din componență pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță publică. Aceste măsuri au urmărit buna derulare a procesului electoral, precum și un mod de acțiune corect și echidistant al forțelor implicate. În acest weekend, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, alături de reprezentanții celorlalte structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, s-au aflat în misiune pentru asigurarea măsurilor de protecție, ordine și siguranță publică la secțiile de votare, precum și în locurile de depozitare a buletinelor de vot. În acest context, precizăm faptul că 550 de polițiști au asigurat paza și protecția la 275 de secții de votare dintre cele 530 ce au fost constituite pe raza județului Dolj, iar pentru restul secțiilor de votare, dispozitivul a fost asigurat de către celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, peste 160 de polițiști s-au aflat în stradă în perioada 6-7 octombrie, asigurând măsuri de ordine și liniște publică în vederea prevenirii oricăror fapte antisociale. Pe toată această perioadă nu am avut parte de evenimente negative, măsurile fiind desfășurate de polițiștii cu succes. De asemenea, peste 160 de polițiști s-au aflat în stradă în acest weekend.